Ucenicul Toma, între semnul întrebării și semnul exclamării. Ioan 20, de la versetul 24 la 29. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Aceeași povestire, aceleași personaje care spun și fac aceleași lucruri de 2000 de ani. Ce-ar mai putea fi nou? Nou ar putea fi semnificația personală a povestirii. Ce îmi vorbește mie povestirea în acest stadiu al credinței mele? Capcana în care ne aflăm, în primul rând, noi, predicatorii, iar în al doilea rând, orice creștin credincios, este tensiunea dintre relevanță și noutate. Cel rău ne va sugera că, în loc de a predica ceva relevant, ar trebui să predicăm ceva nou. În loc de a căuta relevanța povestirii, să căutăm o nouă povestire. Toma poartă nemeritata caracterizare de necredinciosul. Cred că doar Iuda este privit mai critic decât Toma între toți ceilalți ucenici. Nu cred că Toma a fost mai necredincios decât ceilalți ucenici. A cerut el mai mult decât primiseseră ceilalți? Evangheliile ne spun că nici ceilalți ucenici nu au crezut mărturiile învierii. Uitați-vă în Marcu capitolul 16, în Luca 24. Întâmplarea relatată de Ioan are menirea să ne învețe ceva, să ne învețe ceva peste veacuri, câteva lucruri legate de importanța comunității de credință, de îndoieli și necredință și de modul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Haideți să ne uităm la Toma, zis Geamănul. În Scriptură este menționat doar în 4 pasaje. Vedem că Toma este un pescar, foarte probabil un pescar. Ocupația de bază în Galileea era pescuitul. Iar în Ioan 21:2, Toma era la pescuit împreună cu Petru și câțiva ucenici. Toma, zis Geamănul, era pescar. Apoi era ucenic ales de Domnul Iisus, înzestrat cu autoritate de către el. Apoi era un ucenic loial Domnului, chiar cu prețul vieții. În Ioan 11, când Iisus decide să meargă în Ierusalim, în ciuda pericolului de a fi prins și omorât, spune textul, atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Un om loial, chiar cu prețul vieții. Apoi vedem un Toma rațional în gândire, omul care caută răspunsuri clare. Toma este acela care în Ioan 14, versetele 4 și 5, pune întrebarea lui Iisus. Iisus le zice, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Toma este primul care sare și întreabă, Doamne, nu știm unde te duci, cum am putea ști calea într-acolo? Un om rațional în gândire vrea să afle răspunsuri. Toma Didimus, adică Geamănul sau duplicatul. Poate că acesta este sensul folosit de ucenici. Omul care trăiește în două minți, scepticul, care nu vrea să accepte nimic fără dovezi. Aceasta ar fi partea istorică a ucenicului Toma. Care ar fi partea didactică? Ce învățăm din această relatare citită? Care este relevanța acestei povestiri?
Haideți să trecem prin ea și să învățăm câteva lucruri din întâmplarea relatată de Ioan. Versetul 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Cum de Toma nu era cu ei? De ce toți erau adunați ca să se încurajeze unii pe alții, iar Toma lipsea dintre ei? Sigur că nu cunoaștem motivul lipsei lui Toma și nici nu trebuie să speculăm lipsa lui. Dar faptul istoric al lipsei sale și arătarea Domnului Iisus comunității de oameni apropiați lui trebuie să comunice ceva. Nu la întâmplare Ioan menționează, Toma nu era cu ei. Am putea să ne întrebăm, de ce Iisus nu s-a arătat lui Toma acolo unde acesta se afla? Și alege să se arate grupului, comunității ucenicilor care erau strânși la oaltă. De ce? Pentru că o posibilă învățătură. Domnul Iisus se arată, vine acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui. Se arată, se manifestă în comunitate. Așa că un prim adevăr legat de importanța comunității de credință. Domnul Iisus își manifestă prezența în primul rând acolo unde copiii Săi se adună. Dacă nu ești acolo, poți pierde arătarea Lui. Cealaltă față a adevărului de mai sus spune ceva despre pericolul izolării de trupul lui Hristos. Izolarea poate da naștere îndoielilor, a nesiguranței. Lepădarea lui Toma l-a condus la izolare. Izolarea l-a privat de experiența arătării Domnului Iisus. Singurătatea nu este un lucru recomandabil. Avem nevoie de încurajarea ce ne-o dă compania oamenilor de aceeași credință. Pentru că îndoiala prosperă în izolare, în întuneric. În singurătate, nelămuririle par mai profunde, iar perspectiva mai sumbră. Singurătatea este nocivă. Păcatul te izolează, iar izolarea îți macină credința. De aceea, o primă lecție crucială din relatarea experienței lui Toma este următoarea. Ține aproape de comunitate. Este spre beneficiul tău. Comunitatea de credință te protejează și te dezvoltă. Haideți să ne uităm pe scurt la câteva beneficii ale comunității, așa cum ne sunt prezentate în Scripturi. Comunitatea te identifică drept un credincios adevărat. O spune Domnul Iisus în Ioan 13. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Comunitatea de credință, comunitatea te identifică drept un credincios adevărat. În al doilea rând, comunitatea te ajută să nu cazi. Ascultați-l pe autorul Epistolei către Evrei, capitolul 3. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Comunitatea de credință te ajută să nu cazi prin îndemnuri reciproce. În al treilea rând, comunitatea este un laborator de creștere și dezvoltare. Pavel afirmă în 1 Corinteni 12 și fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Comunitatea este un laborator de creștere și dezvoltare. Te ajută să-ți dezvolți mușchii spirituali. Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Importanța comunității de credință, beneficiile comunității de credință. Dar narațiunea lui Ioan continuă cu cuvintele lui Toma. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Versetul 25. Mai bine îndoieli exprimate decât necredință tăcută. Îndoiala nu este tot una cu necredința. Există îndoieli sănătoase, sincere, care caută dovezi și nu le respinge oriunde ar conduce ele. Credința nu este tot una cu credulitatea. Credulitatea înseamnă ușurința de a crede lucruri lipsite de temei.
Toma nu era credul. El voia să cunoască adevărul. Îndoiala lui este dovada nu a lipsei de credință, ci a dorinței de a-și baza credința pe fapte, nu pe fantezie. O înviere nu apare la tot pasul, nu-i așa? Toma ar putea fi admirat pentru cererea sa după dovezi. De fapt, Domnul Iisus îl avertizase cândva. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Poate că Toma își aduce aminte de aceste cuvinte și el vrea dovezi. El nu este un credul, nu crede orice, lucruri lipsite de temei. Este uimitor câtă credulitate există astăzi, cât bagaj irațional sunt oamenii în stare să poarte pe umeri, cu câtă ușurință înghit tot felul de afirmații, fără ca acestea să se sprijine pe o dovadă serioasă. Domnul Iisus ne cheamă la credință, nu la credulitate. Sigur, nu-mi doresc să fiu un sceptic radical care să pretindă niște standarde de dovezi de neatins, dar nici nu vreau să fiu un credul care înghite orice, mai ales că Domnul Iisus ne avertizează cu privire la pericolul credulității. Poate unii dintre noi ar zice, vreau și eu, ca și Toma, o experiență directă. Dacă nu voi vedea mâinile lui Dumnezeu, dacă nu voi pune mâna pe rănile lui, nu voi crede. Ei bine, se poate. Dumnezeu a lăsat niște urme, niște amprente în lumea noastră. Știm cu toții că fiecare ființă umană are un tipar unic al amprentelor digitale. Omul lasă niște urme fine de ulei în forma amprentei digitale pe orice obiect pe care pune mâna. Astfel, investigatorii, folosindu-se de trusa lor de luat amprente, pudrează locul atins de mâna omului și fotografiază urma amprentei. Apoi aceasta se verifică pe calculator și iată, se poate determina cine este omul care a atins obiectul respectiv. În același mod, Dumnezeu și-a lăsat amprentele în lumea noastră. În Romani, capitolul 1, de la versetul 18 la 22, afirmă clar că Dumnezeu se descoperă pe sine prin creația sa, amprentele sale. Să presupunem că te plimbi printr-o pădure și la un moment dat intri într-o poiană. Acolo, sub ochii tăi, vezi un cort, un foc deasupra căruia fierbe un ceaun, niște sfori întinse pe care se află niște haine ude. Te uiți prin preajmă și nu vezi pe nimeni. Saluți cu voce tare, niciun răspuns. Strigi, niciun răspuns. Ce te gândești? Este natura gândirii omului să asume că locul de campare aparține cuiva care a fost acolo înainte de a sosi tu. Nu cred că vreunul dintre noi ar gândi astfel. Wow, super cortul, bună mâncare, ce noroc pe mine, ce coincidență să ajung la un loc potrivit, perfect pentru nevoile mele. Mă îndoiesc că vei intra în locul de campare asumând că totul este al tău, că totul a apărut din pură întâmplare. Vei ști că cineva l-a ridicat și a pus mâncarea pe foc, chiar dacă nu este prezent acolo, chiar dacă nu-l vezi. Așa este și cu lumea noastră. Planeta Pământ este aici și este locuibilă. Este obligatoriu ca cineva să o fi instalat. Aceasta este o amprentă ontologică. Dar să ne uităm și la o amprentă teleologică. Lumea în care noi trăim este un sistem proiectat cu minuțiozitate și realizat cu grijă de o ființă inteligentă. Priviți la corpul omenesc. Creierul uman, niciun computer nu poate face ceea ce o singură celulă din creier face. Sistemul respirator, aerul și sângele interschimbă oxigenul și dioxidul de carbon. Inima omului este împărțită în 4 camere, 2 atri și 2 ventricole, pentru a separa sângele pur de cel impur, dacă mă pot exprima așa. Dacă sângele impur folosit ar ajunge la plămâni, a muri. Un miracol mai mare este inima fătului, care nu este separată în cele 4 camere, pentru că nu este nevoie să fie separată, pentru că el nu respiră, iar sângele care trece prin
Inima lui vine de la mamă și este cuprins în circuitul sângelui oxigenat. La naștere, în schimb, există un mușchi care se contractă și închide pasajul de trecere între camerele inimii. Acela este singurul moment al vieții omului în care mușchiul este folosit. Cum putem crede că la întâmplare s-au făcut toate aceste lucruri? Aceasta este o amprentă teleologică. Fiecare lucru care noi îl avem se slujește unui scop. Toate acestea nu sunt amprentele lui Dumnezeu? Dacă nu vei vedea mâinile lui, nu vei crede? Uită-te în jurul tău, sunt acolo. Le poți vedea dacă vrei să le vezi. Amprentele lui Dumnezeu sunt suficiente pentru a-i dovedi existența, dar ele nu sunt coercitive. Adică nu înseamnă că orice om le va accepta. Din păcate, unii doar ridică întrebări, dar nu sunt gata să asculte și răspunsurile. Sunt sceptici de dragul scepticismului. Par mai interesanți, mai inteligenți dacă doar pun întrebări și nu se poziționează într-una dintre tabere. De fapt, problema celor mai mulți nu este lipsa dovezilor, ci, așa cum spunea Mark Twain, când citesc Biblia, părțile care îmi dau cea mai mare bătaie de cap nu sunt cele neînțelese, ci cele pe care le înțeleg. Așa și este. De fapt, nu vrem, nu că nu putem crede. Îndoiala nu devine păcat până la urmă decât atunci când refuză dovezile. De aceea spun, îndoiala nu este exact opusul credinței, ci mai degrabă un stadiu intermediar între credință și necredință. Adevăratul dușman al credinței este certitudinea negativă, adică necredința, nu îndoiala. Îndoiala este un soi de nu știu dacă pot crede. Necredința este nu vreau a crede. Îndoiala este o căutare a luminii. Necredința este mulțumirea cu întunericul. În Biblie găsim oameni mari al lui Dumnezeu cu îndoieli, chiar dintre cei mai mari. Uitați-vă la Ioan Botezătorul. Ioan străbătuse pustia proclamând venirea Mântuitorului și chemând la pocăință. Ioan îl recunoaște pe Iisus și cere să fie el însuși botezat de către Iisus. Ioan aude glasul din cer care afirmă că acela, Iisus, este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus îl numește cel mai mare om născut din femeie. Și totuși, aruncat în temniță, a trimis ucenicii lui să-l întrebe pe Iisus: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Inclusiv mari oameni ale Dumnezeu pot avea momente de îndoială. Îndoielile sunt posibile atât în mintea celor tari, cât și în mintea celor slabi. Îndoiala pune întrebări, căutând răspunsuri. Necredința refuză răspunsurile, respinge dovezile, este rebeliune. Îndoiala este un drum lung și greu. Necredința este un drum înfundat. Mai gravă decât îndoiala este delăsarea, dezinteresul. Acestea nu produc nimic, sunt aride. Toma voia să verifice valabilitatea spuselor ucenicilor în mod personal. De aceea Domnul Iisus îi și răspunde. El nu lasă căutările sincere fără răspuns. De aceea Domnul Iisus în versetul 27 îi spune: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Cu toate că Domnul Iisus Hristos îi dă dovada, se simte un iz de mustrare în cuvintele lui. Tomo, tu te comporți ca și o persoană care nu are credință. Oprește-te, iată dovada și crede. Domnul Iisus se apropie de Toma în punctul nevoii sale și la nivelul credinței sale. Ai nevoie de dovezi, Toma? Îți văd căutarea sinceră. Inima ta este fără vicleșug. Uite-le. Narațiunea merge mai departe. Versetul 26. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și Toma era împreună cu ei. Datorită felului său de a fi și a izolării de grup, Toma a fost prins într-un vârtej spiritual care îl punea în pericol. Doar Iisus mai putea să-l scape și o face. După
o săptămână. De ce nu imediat? De ce? Pentru că uneori Dumnezeu nu răspunde întrebărilor noastre până nu ne însușim anumite lecții. Toma era împreună cu ei, spune textul, adică își învățase lecția despre importanța comunității. Foarte posibil să fie așa. Apoi, în cele spirituale, procesul este la fel de important ca și produsul. Fiecare dintre noi avem anumite îndoieli sau momente de îndoială. Acestea pot fi înspre creșterea noastră. De aceea Domnul Iisus așteaptă o săptămână până să se arate. De ce nu se arată imediat? Domnul Iisus nu este în criză de timp. El dorește să ne ofere șansa de a crește. Căutoarele noastre ne cresc și își fac lucrarea în noi. Astfel, povestea lui Toma este un traseu de la semnul întrebării la semnul exclamării. Când semnul întrebării se întinde și se îndreaptă, ce obținem? Un semn al exclamării. Nelămuririle sincere pot duce la declarații pline de forță. Și ascultați declarația. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Credința autentică conduce la închinare. Credința fără fapte este moarte. Declarația lui Toma vorbește despre acceptarea dovezilor, vorbește despre consacrare. Consacrare înseamnă a înmâna lui Dumnezeu o foaie albă cu semnătura ta în josul paginii. Un soi de am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Tozer spunea că sunt trei semne ale celui răstignit. 1. El poate privi doar într-o direcție. 2. Nu se poate întoarce înapoi. 3. Nu are planuri proprii de viitor. Domnul meu și Dumnezeul meu. Consacrarea lui Toma declară exact aceste trei lucruri. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, privesc doar înainte. Dar nu mai trăiesc eu, nu mai întorc înapoi, ci Hristos trăiește în mine. Nu am planuri proprii de viitor. Domnul meu și Dumnezeul meu, stăpânul vieții mele și mântuitorul meu, privesc doar înainte, nu mă mai întorc înapoi, n-am planuri proprii. De tine ascult de aici încolo. Observați? În acest loc este prima dată când vreun ucenic îl numește pe Iisus Dumnezeu. Este prima afirmație directă menționată în Evanghelie. Nu-i spune învățătorule, ci spune Domnul meu, stăpânul meu și Dumnezeul meu, mântuitorul. Așa și-a început Toma viața de credință. Oare cum și-a sfârșit-o? Toma, necredinciosul, a dovedit că este Toma, credinciosul. Dovezile istorice ne arată că acesta a pornit să proclame Evanghelia în India. Între anii 58 și 72 după Hristos, Toma și-a făcut datoria trasată de Domnul lui și Dumnezeul lui. Biserica din sudul Indiei a fost fondată prin lucrarea lui. În anul 72 a fost martirizat, ucis cu lancia. Se pare că a fost îngropat în orașul Madras, unde astăzi se găsește o biserică numită după el, Sfântul Toma. Credința sa, întărită de arătarea Domnului Iisus Hristos, l-a făcut credincios până la moarte, chiar cu prețul vieții. Și relatarea lui Ioan se încheie cu aceste cuvinte. Ferice de cei ce nu au văzut și au crezut. La cine se referă? În primul rând se referă la toți cei ce au crezut înainte de întruparea lui Hristos, înainte de a veni El pe pământ, de împlinirea deplină a planului Dumnezeu în Hristos. Ferice de ei care au crezut în avans. Credința lor este demnă de apreciere, mai ales pentru faptul că planul lui Dumnezeu nu căpătase limpezimea completă până la întruparea Domnului Iisus. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut.
Apostolii au văzut, au pus mâna pe cuvântul întrupat și au crezut. Dar noi, cei de după împlinirea deplină a planului lui Dumnezeu în Hristos, suntem noi mai dezavantajați decât apostolii? Nu cred. Noi, cei din generațiile următoare, trebuie să credem punând mâna pe cuvântul scris. Asta spune Ioan, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Apostolii au avut harul să bea direct de la izvorul revelației lui Dumnezeu. Noi avem harul să bem din găleata pe care ne-au adus-o ei de la izvor. Ferice și de noi dacă credem. Dacă credem că Iisus este Hristosul, Iisus este Fiul lui Dumnezeu, viața este în numele Lui. Singura variabilă este voi să credeți. Faptul că Iisus este Hristosul este un dat. Faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu este un dat. Faptul că viața se găsește doar în numele Lui este un dat. Singura variabilă este credința ta. Să întindeți semnul întrebării până devine semnul exclamării.